prieten drag, n-am să te mint. Cerul pentru toate visele pare cam strâng, și ca să le facă loc stele ca de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu. Mi-au spus că sunt un copil și că visele nu zboară, nu-i nimic. În drum spre stele mă voi folosi de scară. Da, asta e viața mea, e prima și ultima. O voi trăi cu adevărat, voi da toată cupa peste cap. Voi fi ferici cine întreba. N-am de gând să stau la mal, mamă, lasă-mă să mă nec în valuri mari. Prieten drag, încep să simt cum adevărul se sufocă nodul de la gât. Zetea de lumină îmi agită pulsul, caut întrebările corecte, nu răspunsul. Trăiesc așa cum vrea inima și sufletul, îmi permit să vorbesc cu soarta la perdu. Când mi-e roșu sângele, vreau sus toate pânzele. Mi-au spus că sunt un copil, dar îmi asum povara. Știu că fiecare om urmează să-și care scara. Da, asta e viața mea, e prima și ultima. O voi trăi cu adevărat, voi da toată cupa peste cap. Voi fi fericit cine întreba. N-am de gând să stau la mal, mamă, lasă-mă să mă nec în valuri mari. Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește-i planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă, dacă câștig Vocea României. Bravo! Mamă! Denis de Motan și-a lui Teodor Debu. Ce moment! Haideți să ne necăm în valurile mari. Haideți să ne bucurăm de valurile mari, de fapt. Cum te bucuri tu, Irina Rimes, de valurile mari? Eu mă bucur foarte mult de piesa asta și mi-am dat seama că e o piesă atât de frumoasă. Da. Și versurile sunt... Fiecare cuvânt din piesa asta este o, nu știu, o capodoperă. Felicitări pentru piesa asta. Este incredibil de frumos. Incredibil. Și... mă bucur foarte mult de chimia dintre ei doi, că am impresia că s-a creat o prietenie de aia pe care o vezi și ești gelos un pic, că nu ești tu unul din ăla doi. Și... păi da, dar poate și ei sunt geloși pe prietenia dintre tine și Andra Botez. True. Da, numai că... nu s-a gândit la asta. Nici nu era vreo temă la care să mă gândesc. La ei e o chestie de băieți. Da, dar la voi e o chestie de fete. Dacă vă e interesat, dacă vă este interesant, puteți să veniți și vă povestim despre accesați ce povestim vocea noi două. României.protv.ro. Da, da, felicitări, Debu, felicitări, Denis. Mulțumim mult. Frumos. Tudor Chirilă, specialist în valuri mari. Și mie mi se pare o conexiune frumoasă între Debu și antrenorul lui. Și se vede asta mai ales... în momentele, respectiv la momentul ăsta, în momentul în care vă susțineați unul pe altul când cânta celălalt, cred că muzica e, nu e acum cânt și acum nu mai cânt. Adică, eu de ce insist cu teatru? Că și pentru muzică trebuie să ai o stare continuă.
care să lege tot cântecul, așa ca un burlan prin care trece apa. Nu e o serie de burlane care sunt întrerupte, apa curge, mai apare. E o continuitate și ați făcut un moment continuu, ca să zic așa. Felicitări! Mulțumim mult! Cavalul îl mare ați fost și voi, Teo cu Smiley. Mie îmi place foarte tare piesa asta și mă uitam și spuneam lui Teo, mă uitam la voi doi cum sunteți pe scenă și îmi imaginam exact așa, o noapte de aia de beție până la 4 dimineața, ați rămas singuri amândoi în club, doi prieteni dragi și au început să-și cânte unul altuia. Și era, dar era așa, știi cum sunt băieții când sunt, când se împată prea tare. Bă, te iubesc, mă! Bă, te iubesc, bă, fratele meu! Să știi că nu o să te uiți niciodată! Și nu știu, exact așa, mă, deci exact așa îmi imaginam. Și la final se pupă pe gură. Asta e, și a doua zi, și a doua zi nu-și mai aduce niciunul. Nu, a doua zi aia că se sună. Bă, ce-am făcut? Bă, ce-am făcut? Bă, de la Debu m-aș aștepta. Bă, nu știu, dar asta am vrut să scot în evidență. Chiar să vede o conexiune între voi doi. Foarte frumos momentul, felicitări vouă și acum hai să termine Vocea României, poate mai doi oameni ceva. Superb, felicitări! Mulțumesc! Băi, Smiley! Băi! Da, ne vedem la România au talent din 20 ianuarie! Yeah! 20 ianuarie! Așa e, acum așa. Vorbim de-a lui votare! De-a lui Teodor Debu votare! Ce valuri au făcut Teodor și Deni și o să vorbim de asta mare votare. Dacă el e favoritul vostru, votați-l prin SMS la 1264 cu textul Teodor sau online pe votează-vocea.protv.ro. Mulțumim, Teodor Debu! Teodor, vino coace! Pentru prima dată în istoria Vocii României. Dar tot sezonul ce ai făcut? În primul rând, dați-mi voie să felicit și să mulțumesc bandului Vocea României, băieți. Acum, mulțumim din suflet. Sunteți extraordinari. Cristi, la mulți ani, bro. La mulți ani, comarani. La și, mulți ani. Da, o să vorbesc acum despre această conexiune care, într-adevăr, s-a creat. Pentru că Debu e un om minunat și s-a creat, poate așa, o impresie sau așa un vibe că Debu ar fi un fel de underdog. Mie nu mi s-a părut niciodată lucrul ăsta, pentru că modul în care Debu știe să transmită emoție pe orice piesă o cântă este unic și am văzut asta la foarte puțini artiști consacrați din România. Modul în care știi tu să apeși pe piesele astea cu emoție, Debu, e fenomenal și te felicit pentru lucrul ăsta și îți mulțumesc frumos pentru că am avut ocazia să steam la mine în echipă tot timpul ăsta și să pot să cânt una dintre cele mai speciale piesele mele de suflet alături de tine. Pentru mine e un privilegiu și îți mulțumesc.